Astăzi facem unboxing la noua cameră pe care o avem pentru acest canal, GoPro Hero 9. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they're put in my... Sunt super entuziasmat de camera asta. M-am gândit foarte mult dacă să-mi iau GoPro Hero 11 sau 10 și până la urmă am ajuns la concluzia că o să iau GoPro Hero 9 pentru că este cea mai bună variantă, este ceva mai ieftină, plus că am găsit-o pe OLX la un preț foarte bun, este sigilată și hai să-i facem rapid un unboxing. Avem această gentuță, această cutie de transport care o să ne ajute foarte mult și mă bucur că cei de la GoPro au pus această gentuță de transport pentru că dacă o cumpărai separat după era ceva bănuți, așa că o ai deja direct de când ai cumpărat GoPro-ul. Și haideți să începem cu, avem aici subscribe to GoPro for the best experience, carticele, aici avem un quick install ceva. Aici tare, avem și câteva stickere, have product questions, aici putem pune cablurile, avem cablul de încărcare, pe care îl vom pune foarte frumos aici, avem o montură, curbată, o putem folosi, cred că pentru căștile de motocicletă sau orice suprafață care nu este plată, ci un pic ondulată, o punem și pe asta tot aici, mai avem, aici avem, o lăsăm la sfârșit. Avem chestia asta în care se prinde GoPro-ul cu cheița și cam atât. Aici avem bateria, care din câte am înțeles este o baterie ceva mai mare decât bateria de la GoPro Hero 8. Iar aici avem camera, care are display pe spate, un display pe față, cel de pe spate este cu touchscreen. Putem schimba, din câte am înțeles, lentilele, dacă nu mă înșel. Da, nu vreau acum să trag de ele. Cam asta este camera, hai să o și desfacem. Mai simplu. Aici avem piciorușele. Avem aici butonul de mode, power și mode. Modurile, putem schimba modurile de aici. Este un buton pe care l-a apeși se înregistrează. Aici băgăm, pe aici băgăm bateria. Da, exact, tragem de aici. Are niște garnituri foarte, foarte sănătoase, să zic. Aici introducem cardul microSD și bateria. Revine, cred că așa. Ta-da. După care vom închide. Cam așa ceva. Și cam asta este camera. Hai să dăm și țiplele astea jos. Și cam așa arată GoPro Hero 9. Display foarte mare. Sunt super entuziasmat de camera asta. Prima cameră GoPro pe care am avut-o, stat să o aduc să vă arăt. Iată, acesta este primul meu GoPro. Este un GoPro Hero Plus. Este foarte veche camera asta, carcasa asta nici măcar nu pot să o scot din carcasă, adică ea vine cu totul, are doar ușița asta. Pe aici un carci, nu are o baterie, aici avem SD-ul pe care îl vom folosi la camera aceasta. Și cam așa arată GoPro, primul GoPro pe care l-am avut, nu știu dacă se poate vedea pe lentila camerei, pe lentila aici. Într-un clip am sablat niște jante și am ținut camera, am prins-o de șapcă cu clipsul ăsta și am filmat îndeaproape cum sablez și a sărit foarte mult nisip și a făcut lentila destul de varză, după cum puteți vedea, nu știu dacă se vede foarte bine. A, parcă aici se vede. Asta este vechea cameră, asta este noua cameră. Cu camera asta vreau să filmez foarte multe car vloguri. În octombrie vom pleca în Egipt și vom face vlog de acolo. Ne va ajuta foarte mult, pe lângă camera principală pe care o am aici, dacă o vedeți și pe ea aici în reflexie. Și hai să o pornim să vedem. Wow, 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 wow. A pornit, avem mesajul GoPro. Vom selecta. Avem română, oare? Nu avem. O lăsăm pe engleză. By using this GoPro, I agree to the terms, bla bla bla. Agree. Turn on to tag your footage with location, speed, altitude and more. GPS-ul? O lăsăm pe on, pe off. Hai să-i dăm on. Install the quick app and bla bla bla. Ok, cam asta este momentan. O să o configurez eu mai târziu. Iată și display-ul. După cum puteți vedea, este un nou black aici. Scrie 9 black.
și cumva prin acel Nine Black se vede preview de pe, de pe asta. Vedeți? Foarte nice. O să dispară, bineînțeles, după ce o configurez. Și cam asta a fost unboxing-ul. Bineînțeles, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Mă ajută foarte mult. Și hai să ridicăm canalul ăsta cât mai sus. Să ajungem și noi în sfârșit la 1000 de abonați. Mai avem foarte, foarte puțin să facem 1000 de abonați. Cred că în momentul de față când filmez acest clip, suntem undeva la 940. Asta cu siguranță îl vom da la o parte și camera va fi transportată direct în cutia asta. Sau, de fapt, cred că aș putea încă să o țin. Nu, nu o voi ține. Cam asta este clipul. Vă mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați, like, subscribe și cam atât. Până data viitoare, v-am pupat. Ciao!